Salutare! Revenind la un tutorial, o să fac un quiff. O să lucrăm pe formă pătrată. Bretonul o să lasă un pic mai mare. Un high fade o să fie. Bun. Și vei pune a separa partea din spate de partea de top. Tot timpul de la vârtej. Nu forțați părul. Bun. Voi face o secțiune pe mijlocul capului. Bun, din cel mai înalt punct al capului vom începe să tundem. Bretonul și zona asta din spate de la vârtej o să-l las un pic mai mare, vreau mai multe mișcare. Și acum vom lua secțiuni din spate către față. Urmăriți tot timpul ghidul. Aici ce se taie. Dacă nu vedeți ghidul sau ceva, din nou, trageți din secțiunea, vă verificați. Secțiunea să fie de mărimea unui deget, cam așa, nu mai mult. Bun, voi da toporul în partea cealaltă. Și la fel, secțiuni din spate către față. Vedeți ghidul, tot ce este se taie. Acum să verificați din lateral, tot la fel, dacă vedeți mici imperfecțiuni, le tăiați. Tensionați foarte bine părul, ridicați cu pieptenul. Aici o să mergem din față către spate. La fel, în partea din spate nu o să iau, pentru că vreau să lasă de mult păr în zona asta. Vedeți, din vârtej, tras secțiunea, separat părul. Lucrați cât mai curat. Acum de pe mijloc luăm prima secțiune și unde aveți osul occipital, de aici o să ne dăm lungimea. Bun. Din nou, asta o să fie ghidul nostru. Tensionați foarte bine părul. Nu uitați-vă la pieptăn până nu aveți secțiune. Acum din nou. A doua secțiune. Nu e nevoie să mai trageți de jos, că deja avem ghidul dat, ne luăm doar după el. Pieptănați, vă verificați mereu. A treia secțiune. Bun. Și același lucru și în partea asta. Tot timpul pieptănați, vă verificați. Acum pentru partea de conectare, dați tot părul în față și din nou unde este colțul frunții, separăm părul. Din nou câte o secțiune, bun, tot ce este se taie. Același proces și în partea cealaltă. Pieptănați tot părul în față. Bun. La fel, din colțul frunții până în partea asta. Vedeți, mic și până aici în colț. Tot timpul pieptănați, vă verificați din nou. A treia secțiune. Și acum vedeți, dacă vedeți colțul ăsta aici, să conectăm și bretonul un pic. Doar dacă este nevoie. Și mergeți până în parte din spate. Bun, la fel și aici. Trageți tot părul în exterior și doar colțul ăsta aici. Nu uitați să vă verificați mereu.
Am aplicat puțin salspray, am uscat părul, apoi am venit cu secțiuni din spate către față și doar am texturat părul la vârfuri, nu o să mai texturez acum că l-am făcut deja. Partea dreaptă până în zona breton, la breton vă opriți, după aceea partea din stânga la fel până la breton. Când am ajuns la breton, veniți din față, tot așa, prindeți bretonul și la fel, îl texturați. La fel, veniți, texturați doar la vârfuri. Bun, acum vom trece la partea de fade. Pe fade-ul, JRL, numărul 2, închis undeva până în zona asta. La fel, intru și ies în exterior. Numărul 1 și jumătate, tot așa închis. Și vedeți, mă duc până sub numărul 2, niciodată mai sus. Pieptănați tot timpul, vă uitați, vă verificați. Acum o să dau prima linie cu 0. Îmi împart capul în două jumătăți egale. Undeva în zona asta ar veni fade-ul. Și urmăriți unde ați dat cu numărul 2 să meargă paralel. Și începeți totdeauna după ureche. Bun, acum vom curăța cu trimmerul. Eu folosesc pe cel de la Babyliss. Și din nou, nu puneți presiune. Pudră de talc cu mătuful, curăța zona și apoi să venim cu shaverul peste, să ne asigurăm că nu mai rămân firicele. Bun, cu shaverul acum. Bun, și vedeți, la bază puteți insista foarte mult mișcări circulare, dar cu cât ești în exterior, frumos, nu apăsați foarte tare, o bună expresiune, ieșiți puțin în exterior, se păstreze nuanțele. La fel și la perciuni, puteți apăsa, puteți spune expresiune și ieșiți în exterior după aceea. Cu mașina cu JRL-ul, lama deschisă, vom lucra crescător acum, cu 0.5, urcați cam un deget, să zic. Mașina pe scalp și ies puțin în exterior. Bun, după care la jumătate. Și acum închis de tot, ultima linie. Acum cu numărul 1, deschis, tot așa mașina pe scalp, să mergem până în 1.5. Vreau să împing cât mai mult linia de fade. Nimic foarte complicat. Acum închis de tot. Dacă aveți anumite goluri sau așa, din nou doar cu colțul mașinii, nu insistați foarte tare pe ele. Grătarul de 0.5, deschis, tot la fel, în anumite zone o să intru, ce vreau să deschid foarte mult nuanța pielii. Și acum la fel, deschis, închis la jumătate, vă jucați cu el în anumite zone, faceți prima oară cu deschis, dacă vezi că nu i-am închis la jumătate, după închis de tot. Cu farfica și piaptăna. Vă mai curăță un pic zona asta. La fel, intrați și ieșiți în exterior. Tot timpul lama de jos să fie pe piaptăna. Cu vârful de la farfica acum
intru și sparg zonele mai întunecate. La fel, nu insistați foarte mult. Bun, același proces în partea dreaptă. Acum vom trece la zona din spate. Aceleași chestii, numărul 2, 1 jumătate. La ce să fiți atenți, iar cum veniți cu 0, să fie cât mai simetrice cele două jumătăți. Curățați-o din buzona, o să fie mai ușor de lucrat. La fel puteți lucra și cu cele două lame, foarte agresive aici la bază, dar cu cât avansați, ieșiți puțin în exterior, nu o să vă rămână dungi sau chestii de genul. Așa nu creați linii, o să fie o trecere foarte frumoasă. Tot la fel cu 0.5, repetăm același proces. Deschis, la jumate, numărul 1, deschis. Foarte simplă tehnica asta, cred că e cea mai simplă pe care o cunosc. Închis acum. Grătarul de 0.5, ultima linie. Este simplă tehnica asta pentru că nu te complici foarte mult. Ai o singură linie pe care îți dai cu 0. Aia doar aceea trebuie să o pierzi. Te duci cu fade-ul cât mai sus, în cazul meu. Deci zona asta o cantitate mai mare de păr. Trageți bretonul, prindeți cu un clips, cu farfeca defilat. Doar un pic să mai numim cantitatea asta de păr. Și priviți deja ce frumos se vede. Acum vom trece la partea de contur. Să fie ceva foarte simplu. Nu intru foarte mult, doar un pic cât să scot în evidență conturul. Bun, acum voi face conturul cu lama. Scot puțin în evidență. Părăte și vopsitor, cum se vadă foarte bine, dar e un mic detaliu. Întindeți foarte bine pielea. Și doar un pic, nu intrați foarte mult în plantația părului. Și acum parte de styling. O să mai uite puțin și o să luc suc din nou cu feonul și doar un puf de salsă. Fac un styling ceva mai diferit, să vedeți. Bun, acum am aplicat pudră de volum. Eu folosesc pe cea de la Sleek Gorilla. Mi se pare cea mai bună, acum voi depinde de preferințele fiecăruia. Asigurați-vă doar că puneți peste tot, pe tot părul. Acum cu fixativul. Din nou, să vede forma, un pic mai mare zona asta, plus bretonul. Și la fel scoateți în evidență, dacă ați lucrat pe formă pătrată, se vadă în evidență, o formă foarte masculină asta. Se vede foarte bine. Dacă v-a plăcut, nu uitați de follow, de like și ne auzim data viitoare. Salutare!